Acum mai bine de un secol, la data de 8 octombrie 1923, vedea lumina zilei violonistul român de etnie romă Ion Voicu, 1923-1977. Premiat de celebrul Yehudi Menuhin în 1946 la București, elevul lui George Enescu, Ion Voicu, a fost distins cu titlul de artist al poporului în 1964. Apoi, în 1970, statul român i-a dat spre folosință o vioară Stradivarius, realizată în 1702, care a aparținut lui Iosef Joachim, considerat drept unul dintre cei mai importanți violoniști ai secolului al XIX-lea. În iarna lui 1977, Ion Voicu a trecut la cele veșnice, mutându-se pentru eternitate în figura 82 a cimitirului Beilu Ortodox. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!